Sără dreapta, preasfinția voastră, vă îmbrățișez cu multă dragoste pe toți și vă mulțumesc că am ajuns de acasă iar acasă. Nu s-o trenulețul și nici fratele Ahmedov, dar cred că se potrivește foarte bine lucrul acesta și știu că abia acum pe hartă mă descebăluiesc eu cum e cu Salonta Micheregi și atunci mulțumesc tare mult și celor din Salonta că ne-au însoțit și celorlalți care ați venit din țară, cum mulțumesc în primul rând comunității de aici pentru dragoste și pentru bucurie. Doamna primar, mulțumim fain și să vă ție Dumnezeu sănătoși, să ne vedem cât mai des și cât mai deslipiți de răutățile din jur. Am stabilit cu preasfințitul, ne-am gândit vreo câteva luni, am făcut cercetări la Oxford, Cambridge și în Statele Unite, ce s-ar potrivi pentru seara aceasta și am ajuns amândoi în vreo două secunde la concluzia că trebuie să ne vorbim unii altora despre frumusețea Ortodoxiei. Nici nu vreau să o socotiți o conferință. Ortodoxiei nu-i sunt specifice conferințele decât conferințele de pace sau încercările de a reglementa situații de conflict. Și atunci vreau seara aceasta mai de sus, da. Vreau să vă rog seara aceasta să o socotiți ca o poveste împreună, ca o ședere împreună, nu la gura focului, că a dat Dumnezeu să fie o zi caldă, ci în prispa bisericii, dacă vreți, sau a școlii, cum voi mai la îndemână. Odată întrebat, în urmă cu foarte mulți ani, prin ce se deosebește Ortodoxia de toate celelalte confesiuni, m-a buftit râsul, că de fapt mi-am dat seama că Ortodoxia se diferențiază în primul rând de celelalte confesiuni prin oameni. Eu cât am fost mic, la Brașov, aveam o tanti Ergi, care era unguroaică și mi-a dat prima dată Biblia în mână. Eu prima dată am citit Biblia în ungurește. Nu înseamnă că am citit-o. M-am uitat pe ea. Aveam încă o vecină care era, noi râdeam cea reformată, era reformată, dar strașnică, făcea niște prăjituri, tanti Tereza. Haide, capul meu, așa cum simt gustul prăjiturilor. Avem o doamnă care era baptistă, ce să-i faci, să bați, nu puteai, că făcea cele mai bune prăjituri cu frișcă din câte am mâncat vreodată. Și atunci am constatat eu că, de fapt, în tot melanjul acesta al blocului în care eu locuiam, erau oameni care îl mărturiseau pe Hristos în diferite forme. Și iubeam pe toți. Am rămas neschimbat și să mă ierte uneori ortodox și nu știu, încerc să fiu mai violent. N-am de unde. Încerc, mă chinui, fac și urât câteodată, dar nu cred că e cazul. Primul lucru pe care l-am remarcat la Ortodoxie după ce am devenit preot a fost că Ortodoxia este inclusivă, nu exclusivă. Îi include pe toți în rugăciune. Nu uităm așa ce am. Pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre. Pentru pacea a toată lumea. Sau, de exemplu, iese preotul, ce pace tuturor, nu ce bă, ăla catolic, de-te bă mai încolo. Băi, protestant, de-te, ce cauți aici? Unguru, ce cauți mă la mine la Ortodoxul Român? Ia, bale de aici. Nu există așa ceva. Doi, am constatat că Ortodoxia e unică. E irepetabilă. Am să vă zic de ce. Mi-am petrecut multe din vacanțele mele din vara copilăriei în Maramureș. Într-o familie, mătușa, sora bunicii, era adventistă. Pentru că preotul ortodox din localitatea respectivă făcuse niște excese care nu aveau ce căuta în viața unui preot, lumea se cam scârbise și oamenii când iau distanță de ortodoxie, iau din cauza ortodoxilor, să știți, nu din cauza ortodoxiei ca atare. Dar erau niște oameni simpli, curați, cinstiți, umani. Dar simțeam întotdeauna că, în ciuda faptului că lăsam vineri seara șabatul cu ei, tot sâmbătă și duminică erau zile cele mai importante, chiar dacă pentru a ajunge până la biserica din sat străbătea vreo 7-8 km și când ploua era o plăcere, adică era vișeul care curgea pe linia lui și era un alt vișeu de noroaie. Nu te lăsa nimeni să intri în biserică așa înnoroit, lăsai cizmele într-o parte și... Atunci am înțeles că, de fapt, fiecăruia dintre noi se oferă o anumită geografie de cunoaștere a lui Dumnezeu. Că, în fond, fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește într-un fel anume. Ne șoptește într-un fel anume. Dumnezeu nu ni se adresează cu strigăte. Bă, vină la mine, întoarce-te la mine! Gândându-mă cu foarte mulți ani, pentru că tot a fost duminica învierii fiului văduvei din Naim, cu foarte mulți ani la Bacău, undeva pe strada fabricii sau a gării, undeva era o adunare
Știți că peste tot în partea asta de Europa, britanicii sunt creștineze, ba pe unguri, ba pe români, ba pe care au putut să-i încreștineze, ei au făcut ce au putut ei mai mult să-i încreștineze pe toți. Deși eu râdeam de ei, ziceam, măi, noi eram creștini când voi încă mâncați banane, adică să fim serioși. Și pe mine m-a impresionat foarte tare asta, apropo de unicitatea Ortodoxiei. În sală era un renumit frate de la Oastea Domnului, frate Gheorghe Precopescu, cu vreo 14 ani de pușcărie făcut pentru Oastea Domnului, nu pentru altceva. Și a început pe pastorul să spună să facă tâlcuirea învierii fiului văduvei din ai. Măi, și a început să dea în Biserica Ortodoxă și în aia catolică, că n-a scutit pe nimeni, și dă în bisericile istorice, să zicem. Mă, și trăgea, și glonț cu glonț, și praf cu praf. Până când fratele, când a întrebat respectiv în sală, zice că, a, aveți o întrebare ceva? Fratele Ghiță, pot să vă întreb ceva? După ce l-a înviat pe fiul văduvei, cui l-a dat Hristos pe fiu? Asta zice, păi văduvei. A, nu comunității? Și ce aveți cu văduvele noastre, cu biserica noastră? Văduvit atâta timp de tot ceea ce vă lăudați dumneavoastră că ați avea. Ăla mut? Nu mutul, că asta e antrenor acum, dar mut total. Nu știa unde să o întoarcă. Și a zis, lăsați-ne ai văduvei care ne este biserica. E un cuvânt dur. E un cuvânt foarte dur. Dar dacă stai să te gândești, întotdeauna biserica noastră a fost privită ca un second hand în ultima vreme. Inclusiv în politici, inclusiv în media, inclusiv în lucruri de comunicare socială, a fost privită așa cu superioritate. Ca și cum ar fi o bătrână de demult, vai de capul ei că nu mai ascultă nimeni. Când de fapt, nu era de fapt decât locul reîntoarcerii noastre spirituale de fiecare dată. Dacă ar fi să asemăn Ortodoxia cu ceva, ar trebui să asemăn cu o mireasă. O mireasă care poartă pe sine hainele strălucitoarele învierii. Nu e femeie mai frumoasă decât mireasa la nunta ei. Când e o nuntă pe bune, când e o nuntă aranjată să dea bine în conturi. Și de fiecare dată când te uiți la o mireasă, ce te atrage la ea? Rochia? Și rochia. Coafura, vai de capul nostru că mai nou așa coafur fac că nici nu poți să le pui pe capi rostrile. Deci că sunt dușmanii noștri frizerițele. Sau le mai pun și pălării de la marca de cowboy, de n-ai unde să mai pui, ce să aștept unul nou, e acasă ce să mai lucrezi. Dar de fiecare dată, înțelegi că de fapt nu în îmbrăcămintea e frumusețea. Prin ce-i frumoasă mireasa? Prin mirele ei. Prin mirele ei. Țineți minte când eram noi mici și se spuneau povești bune, erau poveștile între prinț și prințesă, zicea, prințul murea de dragul ei, iar prințesa murea de dragul lui. Mă, mureau, dar rămâneau în viață. Asta era definiția miresiei. Cine este mirele bisericii care o face să fie frumoasă, care o face să fie înveșmântată și bogată din calea afară? Este Domnul Hristos. Nu știu dacă cei de aici ați remarcat, dar în țară mulți au râs și sunt foarte virulenți și socotesc încălcarea drepturilor femeii, pentru că uneori, în Epistola către Efeseni, Sfântul Apostol Pavel spune, iar femeia să se teamă de bărbat. E drept că și cântăreții noștri sublinia, iar femeia să se teamă de bărbat, dacă ar putea e 100 de ani să zică asta. Unii cred că e vorba de frica asta între bărbat și muiere. Știți când îl bate bărbatul meu, ce de ce mă bași, mă, știi tu? Deci nu e vorba despre prostia violentă. E frica femeii care constată că soțul ei a făcut totul pentru ea. Inclusiv s-a urcat pe cruce ca să o vindece de păcatele ei. Cum să nu te temi în adâncul inimii tale că-ți pierzi mirele care e gata să moară pentru tine? Care își dăruiește viața lui ca să fie viața ta. Care face transfer din viața lui pe viața ta. Asta e taina Ortodoxiei. Noi nu suntem o biserică. Noi suntem mireasa lui Iisus Hristos. Asta uităm de foarte multe ori. De exemplu,
am avut câteva întâlniri cu tineri de diferite confesiuni care îmi spuneau că biserica lor e evanghelică. Deci eu, după mersul trenurilor, cum poți să-mi spui tu mie că nu sunt evanghelică? Când pe Sfânta Masă e Evanghelia. Când la toate ieșirile și întrele mele cu adevărat în slujbă am Evanghelia de partea mea. Ce ți închipui? Că eu am acasă un cum să-i spunem, o carte de basme din care propovăduiesc oamenii. Păi nu, dar ieri am avut o întâlnire cu un domn tare simpatic, taximetrist în Sibiu, s-a dat jos din mașină, ce părinte, eu sunt adventist. Spune-ți la aia să nu mai stai, domne, la coadă, la Sfânta Parascheva, domne, că-i păcate, uite. Spune, ce cu dumneata? Zic, n-ai avut acum o săptămână și dumneata congres și te-ai dus să-l vezi pe Jimmy, nu știu cum îl cheamă pe ăla din America. Bă, da, păi lasă-vă, voi stați la coadă la Jimmy, noi stăm la coadă la Sfânta Parascheva. Stă de 377 de ani la coadă și nu ne-a dezamăgit. Noi n-am cumpărat o franciză pe care să o aplicăm populației. Merge, rămânem, nu merge, plecăm. Ci suntem trupul tainic al lui Hristos. În trupul tainic al lui Hristos, femeia asta, prințesa asta, ea era grecoaică, dar a devenit moldavă deja. Prințesa asta a devenit stăpâna inimilor noastre. Gândiți-vă bine ce taină va fi fost când au venit ieșenii la Ghiula și s-au dus să facă biserica Sfintei Parascheva. Au venit cu Sfânta după ei. Cu ce pleacă românii peste hotare, știți? Prima dată. Cu morților. La toate altarele de peste hotare în care am slujit, pomenicul cu morți e mai lung decât pomenicul cu vii. Că cu vii mai dai telefon, ce mai face mătușa, cum e tușica, ce face nășicul, ce face ăla. Dar cu morții n-ai unde suna, că n-avem wireless pe sub pământ. Și atunci îi duci înaintea lui Dumnezeu. De aici rezultă că mireasa asta care este biserica, nu este doar a celor vii, ci este și a celor plecați. E ca atunci când o mireasă orfană de tată sau de mamă se prezintă la Sfântul Altar însoțită de iubitul vieții ei, de mirele ei, dar asta nu înseamnă că e singură niciodată. Cu ea, în taină, intră și mama sa și tatăl său, pentru că noi spunem în taina cununiei, nu-i așa? Să fie împlică, să își vadă pe copiii copiilor lor. Cum taina nunții nu se termină cu moartea, singura care trece peste pragul morții e iubirea, mama trage ochiul de după dvera împărăției lui Dumnezeu și zice, uite, fata mea se mărită. Ce am ratat noi acum e să vedem cum se coboară împărăția lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Să înțelegem că mireasa asta care este biserica ne oferă șansa supremă de a fi tot timpul locul unde se coboară împărăția lui Dumnezeu. Vedeți că unii investesc să plece de pe pământ la cer cu tot felul de nave spațiale. Construiesc, ia, acolo, ajung, au transmis cea mai mare știre de anul trecut, în afară de faptul că a murit COVID-ul, a fost că au găsit o posibilă picătură de apă, un super micron dintr-o posibilă posibilitate de a avea, vai ce găseniță, frate, banii cheltuiți pe nava aia spațială să caute apă pe Marte, dacă erau folosiți în Africa, Africa era ieșită din sete. Există un drac al aburului și al ifoselor care nu ne ratează pe niciunul dintre noi. Să vrem tot timpul ceea ce nu avem nevoie. În timp ceea ce avem nevoie și ne e la îndemână, să nu băgăm în seamă. E bine, biserica mare caracter de mireasă și că este irepetabilă. În ciuda părerii unora, miresia nu se trage la xerox. Ești mireasă din tâi, de-a doua și de-a treia ești nevastă. Dar din prima și atât. Mai e câte o problemă când mă întreabă câte o mireasă așa simpatică, ce părinte e păcat dacă n-am voal. Zic, bă, voalul ăla reprezenta un mod de viață. Voalul reprezenta un mod de viață. Că nu e modul ăla de viață, nu-i păcat să nu porți voal. Cu ce venim noi la nuntă, de fapt? Venim la nuntă însoțiți toată lumea ce de naș. Bine, și de naș. Povestim noi și despre ei. Dar venim, în primul rând, cu două lumânări aprinse. Cine mai știe astăzi? Vă întreb așa și pe cei mai în vârstă chiar. Cine își mai aduce aminte că lumânările acelea sunt, de fapt, lumânările de la botez care ar trebui să ne însoțească toată viața la toate liturghiile de la botez până la nuntă? De unde? Acum luăm lumânări cu Mickey Mouse, cu moțocei, cu șușulică, cu bibiloi, cu căcărețul, adică avem tot felul de prostii.
transformăm nunta într-un fel în care fotografii, să mă ierte cei prezenți, sunt mai bine plătiți decât cântăreții, știți? Că ea te fac căzând, stând în cap, stând în mână. Trebuie să ai povestea ta în nuntă. Dacă nu ai, ai, te văd colegii din gașcă și ești subuman, ești undergroundul nunților. Toată fițoșala asta ne arată că n-am priceput nimic. Cămașa mirelui se făcea din pânza de mir. De aceea se cereau la fiecare botez 2 metri de pânză. Nu să-l bagi pe om la 2 metri, ci pentru că era pânza din care se făcea rochia de, cămașa de mire. Iar la mireasă se făcea pânză de in mai subțirică, așa, prin care se treacă lumina, ziceau bătrânii. Pentru că ea devenea valul miresei. Mai știm noi asta? Aliluia și un praz verde. Habar n-avem. Asta arătând că, de fapt, între botezul nostru și nunta noastră e biserica. Biserica care este reactivată de fiecare dată cu fiecare taină a dumnezeieștii liturghii. Reactivată cu fiecare taină a învierii. Am să vă dau un exemplu. Când intrați în biserică, îl vedeți pe preot. Acum nu zic nimic de vlădică, că e aici. Îl vedeți pe Ghetu Popă, că îmbrăca cu hainele de care ne invidiază toți că cu fire de aur. Să le dea Dumnezeu dinți de aur în gură cât aur avem noi pe veșminte. Și atunci, dacă vă uitați atenți, preotul poartă niște cruci pe veșmintele sale. De exemplu, o cruce la care nu sunteți niciodată atenți, e aici, pe spate. Se vede foarte rar pe epitrahil când slujește preotul sau arhiereul cu epitrahilul și atât. Cine își mai aduce aminte că aici, când unge preotul cu mirul, aduce aminte și ce să-i fie binecuvântate simțurile copilului. Pe spate avem o cruce, nu? Când luăm stiharul, rochița aceea pe noi, pe stihar e o cruce. La mânecuțe sunt cruce aici, cruce aici. Adică peste tot unde am fost însemnați cu semnul crucii la botez, avem pe veșmintele noastre o temelie pe care o arătăm totdeauna credincioșilor. Le spunem, aduceți-vă aminte. Toți sunteți cu cruci pe trup, cum suntem noi cu cruci pe trup. Toți sunteți miruiți, de unde numele de mire și de mireasă. Da. Mere noi la biserică. La noi în zonă, pe acolo și eu, obiceiul să te atingă, să șteargă clătitele de dimineață pe veșminte. Da. Câlmoiul, cârnatul, găsesc ei ceva. Asta e biserica, de fapt. Unitatea aceasta între botez și toate celelalte taine. Când se pleca la război, de exemplu, pe vremuri, cine mai știe? Că la război de acum pleci cum apuci. Când se pleca la război înainte, ficiorul avea două posibilități. Lăsa cămașa de nuntă, care fusese cămeșa lui de botez. Ori la mamă sa, în cutie, să fie păstrată în busuioace, ori la fata pe care o iubea și ca un semn de cerere în căsătorie. Dacă se vestea că a pierit fătul în cele războaie, că meșa era adusă la biserică, se împătura în fața icoanei Maicii Domnului, se punea colacul pe ea și se citea ca și cum ea ar fi prezent. Istoria noastră stă pe cămăși pe care a stat colacul. Trebuie să știm asta. De aceea era cântarea aceea în Maramureș, nu purtați fete mărgele, că în război mare jele, nu purtați fete nici flori, că în război ne mor ficioare. Noi avem o istorie a soldaților căzuți la datorie, dar nu avem o istorie a iubitelor care și-au așteptat soțul să vină de departe, al mamelor care și-au așteptat feciorii să vină acasă. Am cunoscut cândva în Moldova o doamnă care și-a așteptat soțul din 1943 până în 1998 să vină acasă. Și-a murit cu gândul că soțul ei e viu și vine acasă. A murit vineri, am înmormântat-o duminică, luni am primit o scrisoare de la un departament al armatei ruse care ne-a confirmat că omul trăise cu câteva zile înainte de ea murise. Fusese fost deținut și fost prizonier tocmai în Siberia
Și rămânând fără glas și fără o mână, n-a putut scrie niciodată și n-a putut rosti niciodată cine. La moarte i s-au găsit documentele. Asta este biserica. Era la Padova în 95, aici Colia, după Gatca, dacă te gândești bine, de aici e mai aproape decât de la Sibiu. Și făceam învierea. Moldovenii noștri de la Târg Neamț și de la Piatra Neamț în Palite, dar cum faci și cu clopotele ei? N-avem clopotele din viere. Băi, dacă tragem clopotele astea, ne leagă în 5 minute, n-am nicio șansă. Eu, mare mistic și mare poet, le-a zis, zic, stați liniștiți că ne dă Dumnezeu un semn și să vedeți cum o să fie acolo, când o să fie semnul. Vorba lui Antimi Vireanu, bă, cu Dumnezeu nu se glumește. În curtea colegiului Don Mața, de acolo unde eram student, era o magnolie superbă. Dar nu mai înflorise de mult. Ăștia s-au hotărât să o taie și m-am dus la colegiul, la profesorul meu, Don Corața, și am zis, Monseniore, nu tăiați, că zic că asta e putecuse Paștele Catolic, nu tăiați că asta zic că e ortodoxă. Ce zici, Constantin? Zic, nu o scoateți, vă rog eu frumos, că dacă tăiați, faceți gaură mare, când vin românii mei, eu mă gândeam că noi de Paști mai și păscuim, nu doar ne rugăm. Zic, Doamne ferește, se întâmplă un accident la fața locului, să fim cuminți, tot. Și zice, bine, o las. Da, să vedeți, zic că e ortodox. A început și el să râdă, râdeam și eu de prostia mea, dar da, curajos, ca orice ardelean, bățos. Închipuiți-vă că noaptea de înviere, acum recunosc că am ieșit cu Evanghelia înfășurată în tricolor și după ce am cântat, Hristos a înviat, am cântat imediat, deșteaptă-te române. Recunosc și asta. Și nu mai știu dacă la Hristos a înviat sau la deșteaptă-te române, magnolia a înflorit. Merg pe ideea că la Hristos a înviat. Dar sub ochii noștri, o magnolie stearpă de floră de ani de zile. Se uitau aia la mine, eu mă uitam la ei. Bine, nu ne-am mai văzut că pe am început să smiorcăim, nu mai puteam să vedem nici unii, nici alții. N-am putut citi Evanghelia, mi-a luat vreo câteva minute să-mi revin. Și am zis, pe sub pământ, zvonul de clopot de acasă s-a regăsit în florile magnoliei care am florit. Asta este ortodoxia. Altădată, tot acolo, m-au chemat să împărtășesc pe un nene care se stingea. Eu, băiat curajos, îmi cumpărasem pentru prima dată un bilet să merg în Elveția. Eram așa de încântat că plec. Am dat și pantofii, mi-am vândut ca să pot să plec, dar nu conta asta. Și hotărât cu biletul buzunar, m-am uitat la ceas, zic, la cât, zic, cât faceți de aici până unde sunt? Păi, ce, cam o jumătate de oră pe autostradă și încă 10 minute în afară. Jumate cu jumătate oră, 10 cu 10, 20, mai aveam 3 ore și un pic până la plecarea cu trenul. Gata, fii, că dacă te duci la Împărtășanie, a luat Împărtășania, mi-a luat valiza de plecat în Elveția, pașportul, și dă-i. Aha, și dă-i. Și dă-i. O oră pe autostradă. Mama, din autostradă am mai ieșit vreo jumătate de oră. Mă uitam la aceasta, am zis, gata. Unde mă întorc în Padova, că ăștia închiseseră căminul. Zic, bă, da, am unde, mă duc. Și ieșim din autostradă, o jumătate de oră. Ieșim din sat, intrăm într-o pădure. Mamă, zic, gata, mă omoară, bine că m-am împărtășit de dimineață, aleluia, o să fiu și eu martir, nu pot să rind un picior, că mă durea și în vremea aceea. Și merge. Mamă, pe un drum de-asta, de pădure, și ajungem într-o zonă cu niște peșteri, așa, amenajate pentru locuiți. Zic, bă, nu-i rău că mor ca acasă, în munte, aer curat. Când ajung acolo, numai turci. Zic, e, gata, am nimic la noi acasă, asta e. Mi-a zis rugăciunile, nu m-a rugat așa în viața mea. E faină moartea, că te pregătește. Și am ajuns în capătul, m-a luat nenea la care era liderul comunității vizibil, eu vorbeam italiană în vremea aia, cam cât vorbea și de turcul, inclusiv astăzi, că ne-am mai văzut de atunci. Și dă-i, ne ducem în capăt de tot, în colț, era nenea Vasile, pe patul de moarte, un moldovean, soțul Doamnei, l-am spovedit, l-am împărtășit, l-am îmbrățișat, l-am binecuvântat și a nenea Vasile, ce părinte, e o moarte, nu mai am, că a căzut un buștean pe mine, nu o să-mi dea nimeni nimic, n-am cum să mă salvez. Și nenea Vasile, ne rugă la mai părinte, roagă-te să nu îmi piară sufletul de pomană, nu-ți pierde sufletul de pomană. Am împărtășit, ne-am pupat și am făcut semn Doamnei să ne întoarcem. Am venit înapoi încă o oră și un pic.
Ăla zice, vă duc la gară. Mă gândeam la ce? Da, zic, da, mergem la gară că îmi iau 20% din bilet ca să am și eu ce mânca în seara asta și mai vedem. Ajung în gară, mă duc să-mi schimb biletul, dar mă întreba, dar de ce vreți să schimbați biletul? Păi zic că a plecat. Nu, zice, trenul nu a plecat, e de o oră jumate, zice, e pe linie. Urcați în el. Vorbim de Italia, nu de România, că la noi te mir dacă trece vreun tren, da? M-am urcat în tren cu minte, mă întreabă turcul care m-a dus cu mașina. Padre Constantino, questa ce? Questa. Bene. Fluieră. Pleacă trenul. Ei erau angajați la căile ferate. M-au ajutat să prind trenul. E frumusețea ortodoxiei. E frumusețea ortodoxiei. Cu un grup de preoți, mulți, ne-a dus să vedem bisericile Apocalipsei. Am văzut multe dintre ele. Le-am văzut pe toate, de fapt. Și ajungem și la casa Maicii Domnului de la Efes. Ni se spune așa din vârful buzelor de către ghidul nostru, n-aveți nicio șansă să vă rugați prea mult aici. Puteți ce ne-am ocupat, ne-am făcut noi un loc de acatist al acoperământului Maicii Domnului. L-am cântat frumos. Zice, dar să știți că în casa Maicii Domnului nu se poate sta, că nu vă lasă armata turcă care păzea în vremea locul, n-aveți voie cu tare, e la catolici, nu-i la ortodox. Bine, ne-am pus noi acolo să ne-am cu preasfințitul Timotei de la Ispania. Facem noi acatist. În timpul acatistului vine primul catolic, al doilea catolic, al treilea catolic. Erau trei franciscani de la Onești și de la Moinești. Adică erau străini cu totul de limba română, să rămână. Bă, părinților, haideți, hai să vă rugați în casa Maicii Domnului. Se poate că nu ne se dă voie. Păi nu, noi suntem aia care nu dăm voie de obicei. Haideți să ne rugăm. Era o maică poloneză, țin minte și acum, noi ne-am apucat să cântăm Parachisul pe voce, așa, frumos. Dintr-o dată toți oamenii de afară, inclusiv turcii, știți că acolo femeile care nu nasc se duc la izvorul Maicii Domnului și se roagă să primească copii. Femeile care au născut mulțumesc Maicii Domnului. Așa un fel de bucurie continuă. Acolo și de tristețe, fără îndoială. Și au intrat înăuntru. Și a încântat. Ai tămine. Deci, în viața mea n-am văzut așa un paratis. Și nici nu o să mai aud vreodată. Când am ieșit de acolo, comandantul gărzii turcești, îmbrăcat în haine militare cu tot plutonul, zic, gata, le dădeam coate. Acum ne execută. A venit și că am venit să dau onorul țării care are astfel de preoți. Asta e ortodoxia. Asta e ortodoxia. Cum a doua zi minune, ne-am dus în Istanbul, în Constantinopol și am vizitat și noi, ne-am dus la Hagia Sofia. Acolo m-a luat tare un polițist și mi-a zice, ce cauți cu cruce aici, că n-ai voie. Dar tu zici, ce cauți cu semnul la roșie pe uniforma ta? Păi că semnul statului meu. Și eu zic, semnul statutului meu, zic, care e problema. Am început să râdă și ne-a lăsat. Dar am traversat și ne-a dus în renumita Moschee Albastră. Vă dați seama, 40 de popi desculți, cu papucei în mână, cum ne plimbam noi prin moschee și stăteam să-l ascultăm pe ghid, un tip absolut geniu, un doctor în istorie. Și asta cu minți, n-am deranjat pe nimeni, bucuroși că aflam și noi lucruri noi. Chiar frumos era. Și când ne-a ridicat să plecăm, erau cu noi inclusiv colegi din presă. Ei ne-au relatat, de fapt, povestea. Când să ieșim, ne așteaptă o tingire mare cu ceaiuri. Nu o să vă spun că era și cu rahat, ca să nu înțelegeți altceva, dar era acolo și ăla. Și ne-au servit. Și am zis, de unde e asta? Zice, e din partea muftiului care răspunde de moschee. O să vină și dânsul imediat. A venit omul îmbrăcat, ca un arhiereu, așa, cu așa, baroc, știi? Bună ziua, bună ziua. El în engleză, noi în limba noastră. Și am venit să vă mulțumesc. Pentru ce să ne mulțumiți? Ce fericit poporul care are astfel de preoți. Noi ne-am uitat unii în alții, noi ne știam păcătoși și proști. Dar ortodoxia era frumoasă. Este frumoasă. De ce vă zic lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că răutatea pornită împotriva ortodoxiei în ultima vreme are temei. Dracul nu iubește frumusețea. Ordinea, liniștea, cumințenia. El e agitat tot timpul. Se agită, dă din coate. Vrea mai sus. Nu știe care e susul, dar nu contează. N-are reguli. Atacă, rupe, zdrobește, mușcă, calcă în picioare. Ortodoxia nu. Ortodoxia nici măcar nu poate să se apere. Nici măcar nu poate să se apere. Știți povestea aceea din Bateric? În care, ca să-și bate joc de un călugăr din pustie, au venit și făceau ăștia pe stradă.
curvarule, bețivule, nenorocitule, păcătos. Ăsta n-a zis nimic, da? La care zice, ereticul, la care tipul s-a întors. Pacă-i dă una. Asta nu. Adică totul e până, poți să faci din mine varză, dar nu mă fă eretic. Mărturisirea mea de credință nu este alienabilă mizeriei din mintea ta. De aceea, într-un fel sau altul, trebuie să vă spun că frumusețea ortodoxiei stă în primul rând în capacitatea ei de a se autodepăși prin autoironie. Un preot bun e un preot destins. E un preot care nu se dă Dumnezeu. Când pe preot l-a furat peisajul care de obicei fură pe politicieni, de a se idolatriza, riscul major de a se îndrăci este la un milimetru de el. De aceea, într-un fel sau altul, cred că ortodoxia are cea mai frumoasă definiție pe care a dat-o tot un părinte din Paterii când a fost întrebat ce este ortodoxia, a spus așa, o prăpastie de smerenie. Bă, dar smerenia nu e la să te înjure de mamă tu să zici, da, da, mai dă o dată, mai dă o dată, sigur. Noi suntem evlavioși. Nu, frate, a zis de mama, a zis de mama, n-a zis de mine. Pot ierta toate injurile aduse mie, dar nu pot ierta nicio injurie adusă lui tanti Florica de acasă sau bisericii. De ce vă zic lucrul acesta? Pentru că lumea confundă ortodoxia cu tântăleala. Cu cât ești mai tântălău, cu prune în gură, cu atât crezi că ești ortodox. Să ne înțelegem. Ortodoxia este verticală. Are forța care poate să miște munții din loc. Nu e leneșă. Nu pute. Ortodoxia nu este lehămițită de nimic. N-are nevoie de motivații. Se automotivează prin Iisus Hristos. Am mers la Gherla, la penitenciar, invitat la premierea elevilor care terminau clasele 1-8. Premiantul din clasa 1 avea în jur de 60 de ani. Nu râdeți, România 2017. Omul avea ceva anișor făcut la Gherla acolo la studiourile Animafilm pentru o chestie ieftină, dar pentru că el n-a știut să citească ce au zis ăia. E, terminase clasa 1, nu luase premiul 1, pentru că conform cu statului român, dacă n-ai 9,85, nu poți să iei premiul 1. Omul luase doar 9 și fiind singur elev al clasei 1, era pe locul 2. E ca în filmul ăla. Poți să alergi de unul singur și să ajungi pe locul 2. Dar era atât de fericit. I-au făcut... e prima dată în viața mea când a văzut locul 2 cu cununiță. Serios, dar omul și-o merita. Era un domn în vârstă. I-am dat diploma și făcea la diplomă, uite așa. O tot pupa. Zice, ce-o pumănea, Gigi? Părinte, fiți atent. Unde-i mama să mă vadă că am început să citesc și să scriu? Vai, n-am bursă de 3.000 de euro luna asta la Oxford. Mă voi muta în Olanda, la Amsterdam, să fac arhitectura. De unde ne-a luat fițoșenia asta? Dracul ăsta de școală făcută de chilin, cum ziceau ardelenii. Fără niciun sens. Fără niciun fel de conținut care să-ți schimbe viața. Păi zic, nu știu că am o depresie. M-am apucat de droguri pentru că am o depresie. Dar am un drac al de... am o traumă care m-a dus în depresie. Știți? Numim pe drac ca să-i dăm putere. Motivația este de fiecare dată Hristos. Pare rău să spun. Suntem de vină pentru copiii noștri. Să devină pentru fuga din frontul inteligenței românești și nu numai a copiilor noștri. Și în ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun despre ortodoxie, care mie mi-a plăcut foarte mult și abia l-am descoperit. Părinte Dionisie din Sfântul Munte Athos, un român jos cu pălăria, mă rog, cu scufa, cu camilapca, jos cu camilapca, părintele Dionisie Ignatie. La un moment dat, au venit oameni și toți spuneau, părinte, cum să facem să ne mântuim, cum să vorbim cu Domnul? Băi, trebuie să înțelegeți un lucru. Ce Dumnezeu vrea mântuirea noastră mai mult decât ne-o vrem noi. E mai răbdător cu mântuirea noastră decât suntem noi. De ce vă zic lucrul acesta? Dacă ne merge bine, ce bun suntem, ce am rezolvat noi, cum am schimbat noi lucrurile, cum am reușit noi, ce eforturi am făcut noi, cât de bun suntem noi, ce telefoane avem noi și ce relații avem noi, dacă este prost, e Dumnezeu de vină. Dumnezeu a vrut așa, ce să facem?
pe bune, Dumnezeu vrea moartea copilor bolnavi de cancer? Pe bune? Dumnezeu vrea ca toți puțoii să aibă carnet de șofer și să conducă ca niște bivol pe stradă? Mai mult cu latul decât cu botul? Pe bune? Dumnezeu e Cel care, într-un fel sau altul, ne schimbă nouă binele în rău pentru că ne încăpățânăm să fim orgolioși, nătânci, ne la locul nostru în ceea ce facem? De când? Există în miezul Ortodoxiei o lecție pe care trebuie să vă povestesc și cu asta am încheiat pretextul și ne apucăm de întrebări. Eu mi-am adus de acasă două valize de întrebări. În perioada comunistă, care nu a trecut așa de departe cum credem noi, că uneori aveam senzația, bă, e în spate, trebuie să fim un pic mai atenți. Părintele Ioan Iovan, care a fost duhovnicul maicilor de la Vladimirești, a fost mutat de la Gherla din pușcărie la Jilava ca să fie iarăși anchetat. Nu numai el povestește despre cătușele americane cu care îi transportau după aceea de la Jilava. Știți că cătușele rusești erau grele, îi rupeau. Le-au dat americane. Mai subțirele, ușurele, cum mișcai cum îți tăiau o mână. Adică erau la locul lor. Trebuia să-l ducă de la Jilava înapoi la pușcărie la Gherla. Și acolo, la un moment dat, din cauza faptului că astea se tot scurtau, a căzut în noroi, s-a lovit. Unul dintre gardieni a venit și îl călca în picioare, lovea, îi mai dădea un pumn, îi mai dădea un picior, îi mai dădea. Îl zdrobea efectiv. Între noroi și fața lui nu mai era nicio diferență. Era perioada când se ancheta fenomenul Pitești și deja nu mai aveau voie să-i chinuie în halul ăsta, că constataseră și ei abuzurile din cadrul Ministrului de Interne. Și toți așteptau ca acest om zdrobit cu totul, călcat în picioare, ucis efectiv, să reacționeze, să spună te părăsc la comandant. Comandantul aștepta ca asta să se ridice de jos și să-i ceară ajutorul. Toți nu înțelegeau, erau nedumeriți. În careul ăla de oameni, în noroi, am fost și eu în locurile de acolo, în noroiul de acolo, nu înțelegeau de ce omul ăsta nu reacționează. Dintr-o dată, părintele s-a ridicat cu greu, abia s-a întors către gardian, care iar era pornit să-i dea una și a zis, iar eu, nevrednicul preot, cu puterea ce mi-este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Ăsta este miezul Ortodoxiei, oricât de multe cătușe ni s-ar pune la mâini. Oricât de multe loviri am avea. Oricât de adânc ar fi noroiul în care suntem scufundați. Oricât de mult sânge ar curge peste noi. Esența Ortodoxiei este iertarea care vine prin tainele ei. E izvorul de iertare continuă pe care Ortodoxia îl reprezintă în ciuda tuturor neiertătorilor noștri. Au făcut copiii noștri dinți, mușcă din bunici și din părinți. Simțim pe pielea noastră că suntem zdrobiți, indiferent de ce parte am locuit, știm bine că vor fi neiertători cu noi. Că pentru lucruri pe care le facem spre binele comunității ne pot călca în picioare oricând. Că pentru lucruri pentru care nu dorm noaptea și îți pierzi zilele și cauți să realizezi câte ceva, te calcă în picioare câte unul care habar n-are pe ce lume trăiește. Că suntem răstigniți public în fracțiuni de secundă. Că am transformat și România și Ungaria, așa cum știu ce zic, în platouri de televiziune în care putem să luăm sufletul oricui și măsura moralei oricărui om. Să țineți minte, în mijlocul Bisericii Ortodoxe e mărturia acestui, iar eu, nevrednicul preot, cu puterea ce mi este dată, te iert și te dezleg. E un pic mai mult decât la psiholog, trebuie să recunoaștem. E un pic mai mult decât la mari guru ai culturii dezlegătoare de nimic pe care avem în jur. Când Ortodoxia își va pierde puterea de a ierta în numele Lui Hristos, se va transforma într-un sindicat al nimicului. Dar ce știm sigur este că oriunde va fi iertarea lui Hristos, acolo va fi Ortodoxia. Să nu vă lăsați furați de tristeți. Au fost niște ani grei. Nu vor veni ani ușori.
Am ajuns să ne rugăm mai mult în fața facturii de curent electric. Acum, când vine prețul, faci cruci, Doamne, iartă, păzești. La gaz, când vezi gazul, cuviosul gaz și cuviosul curent electric. Nimeni n-a spus că pentru a reduce, de exemplu, consumul de curent electric trebuie să stingem televizorul, așa-i? Dacă am face-o. Am făcut un calcul așa, de boem, sigur. Dacă am stinge televizorul 3 zile la rând, de dimineață până seara, nu doar economia de curent electric, ci economia de tensiune ca să-ți refaci pozitiv existența, ar fi mult mai ușor controlabilă. Când am început să fac rubrica zi de zi, câțiva colegi chiar ortodoxi de-ai noștri, cu o mare cultură de presă, au zis că nu o să fac mai mult de 10 zile. Astăzi va fi a 760-a emisiune, cred că. Nu cedez, nu pentru că sunt căpos. Nu cedez, nu pentru că sunt ardelean. Nu cedez pentru mama, care are nevoie de încurajare. Pentru mămicile care au nevoie să doarmă odihnite măcar o noapte. Pentru bărbații care de dimineață se scoală să meargă să aducă o bucată de pâine pe masa copiilor. Nu cedez pentru ei. Mi-e rușine mie că nu putem să slujim poporului mai mult decât cu vorbele. Iar când vorbele se fac cuvinte, taina lui Dumnezeu e de fiecare dată de partea noastră. Vreau să știți că în fiecare zi când spun mâine este o nouă zi, nu citez din Scarlett O'Hara. Bunica a fost deportată la Budapesta 2 ani de zile. Plecată din Maramureș, au arestat-o pentru că a ajutat o familie de evrei din Vișeu de Sus, au mutat-o în ghetoul mic din Sighet, apoi au urcat-o în tren și au dus-o la Budapesta. Când ne povestea, eu credeam că face mișto de noi. Ce pe bunica asta care nu citea, nu vorbea, săraca, știa perfect două limbi, română și maghiară, și aproape perfect limba rusă, că după ce au dus-o la Budapesta, au plimbat-o și la sovietici. Un anișor, nu mai mult. Nu știa scrie. Dar ceea ce știa foarte bine era să ierte oamenii și să iubească. A scăpat din trenul care ar fi trebuit să o ducă în lagăr dintr-un motiv binecuvântat, că era frumoasă tare. Și când a urcat-o în tren, pe peronul trenului era și Grigore, unul dintre oamenii pe care i-am cunoscut ulterior și care era soldat în armata maghiară, că îi luaseră din Maramure să fie soldat în armata maghiară. L-a urcat-o în tren și a zis, tu ce cauți tu, Ileana? Ce, păi cum, că m-a trimis stăpâna să merg, să... Bă, stai așa. O vorbit în ungurește cu locotenentul de peste gaș și l-a deschis pe partea aia și bunica a urcat pe o parte și a trecut pe partea aia. A fost salvată în ultima instanță și pe drumul de întoarcere, povestea bunica, am văzut viața în mii de feluri și moartea în sute de mii de feluri. Niciodată nu mi-a cerut să fac mare lucru. Dar când am devenit preot, mi-a spus așa, niciodată nu iei de la săraci, niciodată nu te ridici împotriva vreunui maghiar. Ce să nu uiți, ești în viață pentru că cineva a răspuns în limba maghiară unui strigăt în limba română. Nu știu dacă astăzi pot să îmi plătesc datoria bunicii, dar vă rog să o plătiți în numele meu și locul meu. E mult, prea multă ură de jur împrejur pentru ca și noi să facem parte din ea. Ortodoxia are în miezul ei cuvântul de taină. Iar eu, nevrednicul preot, cu puterea ce mi-este dată, te iert și te dezleg de toate păcatele. Am fost la Topița săptămâna trecută. Mi-au zis tot, vezi ce faci pe acolo, că e așa și așa și așa. Și a zis, bă, eu am jucat fotbal la Topița, dar mi-au rupt picioarele de fiecare dată. Mă jurau în gurește, știam ce zic. Știam că răspundeam la fel. Eu-s băiat de Ardeal, cultivat. Când s-a terminat conferința, a venit o doamnă foarte în vârstă la mine, m-a luat în brațe și mi-a zis, Părinte, eu nu tot românește bine, dar dumneata mi-ești drag. Zic, de ce bună?
soțul meu cât a stat la pat bolnav, paralizat, numai pe dumneata o vrut să te audă. Nu e asta taina care ne ține? Nu e asta izvorul ăla din care izvorește răspunsul la noi? Nu zicem noi la liturghie, pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm? O pace care nu-i de sus, nu-i pacea lui Hristos. Mulțumim fain! Sau chiar să ne înțapăm, cum s-ar zice, n-ar de alta. Aștept, văd că deja am primit întrebările, le-am dus de acasă, prea simțit, trasă la țeloc. O să mergem mai departe cu întrebările, sper să fiu mai rapid. Mă iertați că m-am întins atâta, dar la mine e ceasul 7, știți? Nu, foarte bine. Știu. Bine. Cum să cerem? Ca și cum am fi primit. În facultate, preasfințitul știe foarte bine ce spun acum, noi avem la capela facultății o icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. Cât 5 a dat icoana aia să trecem examene, nu mai așa. Un prieten de-al meu, care a ajuns mare stat între timp, eu mai râd de el, îmi spune, zice, m-a ajutat Maica Domnului și m-a trecut la dogmatică, la ICA, la Părintele ICA, care era o sovinitate. Cât ai luat, mă, prăpăditule? 5. Păi mă, tembelule, zic, Maica Domnului știe dogmatică de 5. Cum să cerem? Știind că am și primit. Știind că am și primit. Nu există refuz din partea lui Dumnezeu, să știți. Nu uitați, ne iubește mai mult decât ne iubim noi, ne voiește mântuirea mai mult decât ne voim noi. Ceea ce rămâne foarte important e să rețineți că atunci când cereți, ați și primit. Nu cereți Volvo și BMW. Că problema la noastră e că noi confundăm rugămințile cu rugăciunile. Pentru rugăminți avem telefoane. Pentru rugăciuni, l-avem pe Domnul. E mototul pe pomenice. Domnul zice că a ajuns ajepis. Asta, cum să-i spunem? Direcția de șomaj, biserica. Vrea un loc de muncă. Bă, te rogi, te strofoci. Vine, vai, am fost, m-au primit la servici. După două zile, vai, părintele, dar acolo este un mediu toxic. Eu nu rezist, nu puteți să vă rugați să găsesc alt mediu. Eu râdeam că dacă ar mări popii cât ar vrea, oale, ar vibra bisericile. Cerem cu decență, cerem cu credință și cerem știind că nu primim decât ce avem nevoie. Atât. Cum ajunge creștinul la rugăciunea contemplativă? Bucurându-se. Unii cred că rugăciunea contemplativă este pică, pară, mălăiață în gura lui nătăfleață. Dacă pică el așa pe spate, gata, e în rugăciunea contemplativă. Rugăciunea contemplativă este rugăciunea în care Dumnezeu contemplă cum omul se bucură de existența lui. Vă dau un exemplu. Poate fi un bărbat căpos. Nu există bărbați căpoși, să ne înțelegem. Asta este un mit. Da? Ăla e nervos, vine de la servici, pornit, cu glicemia sporită, s-o și certa cu băieții la servicii, gata. Când intră în casă, dă de distinsa lui soție. Care îl așteaptă cu un gulaș binevoit. Într-o mireasmă contemplativă a bucuriei. Dintr-o dată, el contemplă bucuria de a avea unde veni de la servicii. Taina contemplației este să găsești răspuns la iubirea ta. Când iubirea are nevoie de gulaș, are nevoie de gulaș. Când are nevoie de pupat, are nevoie de pupat. Când confunzi lucrurile, iese nașpa. Să mă iertați de cuvântul, iese. În rugăciunea contemplativă nu e totul să treci pragul, ci să nu închizi ochii. Părinții bisericii ne spun că Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, nu se rostește cu ochii închiși să n-ai vedenii, să nu vină scaramușul de servici, băiatul cu cuptorul cu microunde, să zică, oai ce bun ești, mamă, ce tare ești, acum ți se arată Maica Domnului. Nu e chiar Maica Domnului, Brigibarda, da, merge și așa. Nu cereți să vedeți lucruri care nu sunt de văzut, câtă vreme cele ce sunt de văzut nu le vedeți.
iese preotul cu potirul și zice, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Acolo e Hristos. Când înțelegeți că acolo e Hristos, sunteți în cea mai deplină rugăciune contemplativă din lume. Am cerut voie și am să vă spun cel mai emoționat moment pe care l-am trăit după perioada COVID-ului. Am mers la Maica Ierusalima de la Tismana, mătușă soției, și era de vreme îndelungată bolnavă. Începea să uite. Uneori uitarea e de la Dumnezeu, slavă Domnului. Dar ea rămăsese un om duhovnicesc. Se bucura de toate cele. Mai mergea din când în când la biserică, dar era tot timpul mai mult la chilie. Și îi spun maicii Olga, care era ucenica ei de chilie, zic, maică, uite, vreau și eu să-i fac un cadou maicii. Da, hai să o împărtășim mâine. Nu reușisem să merg de Paște. Era a doua zi de Paște, de fapt. Liturghia de părinte, nu mai știe maica de asta, dar hai să împărtășim. Dar zi, măi, fii atent. Vezi ce faci? Că eu vreau să împărtășesc stareța. Nu un om pe care nu-l știm. Da, părinte, o pregătesc, stai liniștit. Facem liturghia. Eu bucuros că mă duc la Maica Ierusalima. Urc pe scări la chilie. Maica era îmbrăcată ca la carte. Cu camilafcă nouă, cu scufa nouă, cu frumos, cu crucea patriarhală, că era asta, cu toiagul de stareță, cu... Oi, m-am emoționat, zici că e Maica Domnului, o maică așa, zici că e Maica Domnului. Am intrat înăuntru, am rostit rugăciune și Maica îmi face semn. Zice, părinte, ăștia cred că eu m-am pierdut cu totul. Poate. Dar aici știu că este Hristos. Asta înseamnă să ai rugăciune contemplativă. Să știi că în potir este Hristos. Restul, poveștile noastre. Ce înseamnă îndumnezeirea omului? Înseamnă să-i faci locul lui Dumnezeu în viața ta. Revin, soluția pică, pară mălăiață în gura lui Nătăfleață, nu ține la capitolul ăsta. Unii cred că îndumnezeirea este un fel de paraomul, un fel de paratrăsnet în care vine Duhul Sfânt și dă cu el ușurea. Părinții bisericii ne spun, în Pateric Gava Antonie, ne spune că la transferul ăsta cu Duhul Sfânt e periculos. Ca să fii al Duhului Sfânt, trebuie să scoți Duhul tău din tine. De aceea spune, fericiți cei săraci cu Duhul. Tot proștii. Ei da. De fapt, la fericiți cei săraci cu Duhul înseamnă cei sărăciți de Duhul lor. Ați văzut că în situația în care deveniți nervoși și ați dat unul de pământ, dacă vă luați 2-3 minute de Doamne miluiește, Doamne, parcă vă scade un pic tensiunea că îi faceți locul lui Dumnezeu. Când îi faci locul lui Dumnezeu, respiri și te umpli de Duhul Lui, care e un Duh al păcii. Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu al răzbunării. Trăznește și El, dar un pic altfel. Când respiri și lași să fină peste tine Duhul, să se odihnească Duhul Sfânt peste tine, te-ai îndumnezeit. E un părinte la Pateric, în Patericul Atonit, scrie. Stătea în portul de la Marea Lavră. Știți că acolo fiecare mănăstire mai mare are câte un port. Și stătea pe malul, pe țărmul mării, purtând un porumbel pe umăr. Pe mare era furtună. Și toți i-au zis starețului, ăsta e nebun, uite ce face. Zice, nu, nu, priviți-l atent. Ce asta înseamnă să ai rugăciune puternică. Când sunt valuri care cotrobăie înaintea ta și te sperie și se ridică huruin și tu trebuie să stai nemișcat pentru ca Duhul Sfânt să nu plece de pe tine. Porumbelul. Dacă atunci când ne e bine să mari rugători, 400 de cruci pe secundă și pupători de icoane, e, nu zic că e rău, acumulezi, așa se spune, încarci bateriile. Dar când toată ura s-a evit împotriva ta, toată răutatea și tu îți păstrezi luciditatea și rugăciunea, atunci ești îndumnezeit. Acum, mai este o ispită, îi mai auziți câteodată pe frații ăștia de pe la tot felul de secțiuni, că ei spun, sunt mântuit, du-te bă, gică, de aici. Tu și mântuitul. De unde până unde? Există în Pateric o poveste despre Ava Sisoie, dacă nu mă înșel, în care Ava Sisoie, după ani de nevoință, după ani de lepădare de sine, îi pleacă sufletul la cer. Și ucenicii îl văd cum intră pe pământ. Uite, Ava Sisoie s-a mântuit. Iar el de acolo, din pragul raiului, zice,
încă nu. Și abia atunci a intrat în Rai. Adică să nu ne dăm mari că suntem noi mari îndumnezeiți și mari duhovnicești. Suntem, vorba lui Klaus Kienet zice, sunt infailibil într-o singură propoziție. Care? Sunt păcătos. Aici suntem infailibili toți. De ce îngăduie Dumnezeu suferințe? Ce rost și celulare în viața lui Hristos și în actul mântuirii noastre personale? Unele suferințe ne fac mai buni. Unele ne fac răi. Unele suferințe ne apropie de familie, altele ne depărtează de familie. De câțiva ani am în perspectiva mea două suferințe majore. La Sibiu am un centru pe care al cărui președinte sunt, al Crucii Albastre, anti-alcool și anti-drog. Și anti-jocuri de noroc, că sunt mai la modă și sunt mai periculoase. Dacă mai scoți părinca din nou cu ceva, fie cu vătraiu, fie cu traiu, apoi alba, neagră, nu iese, Doamne, zici că e lipită de oase, auzi? Dar asta e un soi de suferință. Când am început să strâng bani pentru alcoolici, mi-a zis, ce bă, nu dăm bani pentru beții, dă-te de aici, părinte, fii serios. Mi-a mai zis eu un cuvânt, unul nu vi-l spun că mi-a zis că statul curvelor și bețivilor, dar mie mi-a plăcut că sunt prin asta frate cu Iisus Hristos. Știți că el n-a venit să mântuie vedetele politice ale localităților noastre și ale țării. Nu? El vine pur și simplu să vindece oameni păcătoși. Iar de câțiva ani, de vreo 2 ani, 3, Dumnezeu m-a vrednicit să fiu într-o asociație care se cheamă Susinima, să ne ocupăm cu bolnavii, cu oamenii bolnavi de cancer. Nu știu unde e suferința mai mare. Ce știu în mod cert este că Dumnezeu este cu mine și într-o situație și în cealaltă. Între timp, asociația aceasta care se ocupă cu bolnavii de cancer, noi am plecat de la o năzbâtie. Oamenii făceau radioterapie și apoi se întorceau în satul lor cu drum foarte lung și uneori cădeau de oboseală. Nu mai puteau face față. Și noi am zis, hai să le dăm o cafea. Că eu sunt cafe în giu și nu. Ce să le dau și eu? Că dacă mie cafeaua îmi place. Am vrut la birou de la facultate, nu s-a putut pentru că era un pic prea departe de spitalul județean și atunci am găsit o chirie mai aproape. Și am zis, mă, dacă tot luăm bucătăria, baia, că trebuia și o baie, hai să luăm și o cameră să se odihnească. Dacă tot luăm o cameră, hai să luăm și pe a doua și pe a treia, o organizăm și vedem noi. Acum suntem la a treia casă deja, în care oamenii vin să se odihnească așa. Vă dau scris că nu vin pentru cafea. Cafea e ultimul lucru pe care dacă să le gândesc. Vin pentru îmbrățișarea aia, pentru ideea de a avea oameni lângă ei. Ei bine, acolo am învățat un lucru fundamental. Că doar cei care trec prin suferință pot să întrebe unde este Dumnezeu, dar ei nu întreabă niciodată. Ei știu unde este Dumnezeu în suferința lor. Anul acesta ne-a revenit misiunea de a gestiona toată ajutorarea ucrainienilor care au trecut prin teritoriul județului. Am înființat de curând și o școală pentru copii ucrainieni. Trei suferințe. Alcoolism și droguri, cancer și război. Toate mi-au dovedit că Dumnezeu este cu noi. N-au stat oameni tot timpul lângă noi. Unii ne-au judecat, nu vă spun ce aere, domne, am primit noi o parte din facebookiștii ăștia de nu-i mai leapă, bă, nu știu cum nu-i trăznește Dumnezeu pe Facebook, auzi, plin de infose, dar ce n-avem noi săracii noștri, dar ăia care oricum o freacă acasă că nu fac nimic, erau preocupații de soarta săracilor. De unde, frate? Vă dau scris. Asociațiile care au ajutat ucrainieni să treacă de la moarte la viață sunt aceleași asociații care dau pită tuturor săracilor care au nevoie. Papagalii de pe Facebook, nica, nici măcar familiei nu sunt în stare să o asigure. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care lucrează tot timpul cu mânecile suflecate. Nu stă cu mâinile pe tastatură și atât. N-avem un Dumnezeu al tastaturii. Asta e altă mâncare de pește. A trebuit să văd suferința în aceste ipostase ca să înțeleg cât de mare este, de fapt, Dumnezeu. Am tot spus-o. Într-o seară am primit noi un autocar cu copii, cu fetițe și băieți. Și era o fetiță care știa o leacă din România. Știi că bunica ei era din zona Herței. Știți că în zona Herței, de-aia zice că e plină de inimă, de herț. Și știa o leacă din românești, dar știa ghinilitet. Și a venit, eu am purtat peste reverendă vesta Crucii Roșii. Nu mi-e rușine să spun că sunt voluntar al Crucii Roșii Române.
Și când am stat acolo și am povestit cu ea o leacă, era simpatică, tare de tot. Mă, și nu știam ce să le luăm, că na, tendința era să baci cât mai multă ciocolată în ei. Și cred că asta a fost, de fapt, logica, le-am cumpărat niște ciocolăți așa mari. Și când i-am dat, ea care era foarte inimoasă, nu avea nicio treabă, i-a dus pități la liceu, i-a aranjat, era comandantul și mai. O văd că începe să plângă și, hai băi, părinte, eu am crezut că nu voi primi niciodată o ciocolată întreagă. Nu voi mai primi niciodată o ciocolată întreagă. Cei care ați mâncat pâinea străinătății, țineți minte? După 3-4 zile în care mai aveai de acasă o bucată de slană, o bucată de pită, o țări de sare și niște bănuți în buzunar, dacă s-au dus aia. Ales bules. Nu mai era nimic la noi. Totul era în mâna lui Dumnezeu. Acolo, în sărăcie, s-a văzut Dumnezeu. Am luat-o în brațe, ne-am pupăcit și m-a întrebat după aceea, papa, dar Matalie și Batiușca și la crucea roșie, da, hai să te mai pup o dată. Este medalia cea mai mare pe care statul român mi-a oferit-o vreodată. Pupatul copilor. Pe graniță, încolo, spre Sighetul Marmației, lângă fiecare ofițer al din Poliția de Frontieră Română, câte un preot în reverendă cu crucea lângă el. Știți ce mi-au zis ucrainienii? Și la noi propaganda spunea că dacă trecem în România, ne bagă pe toți în lagăr. Ne iau pașapoartele și ne leagă. Când a văzut preotul lângă ofițerul român, am înțeles că nu suntem în pericol. Nu e Dumnezeu în suferința aia? Este Dumnezeu în suferința aceea. Nici n-a știut cât îi iubesc pe polițiștii de frontieră până anul ăsta. Nu pe șmecherii ăștia care nu bagă în seamă pe nimeni și cred că se iburi cu pământul. Vorbim de cei care își riscă viața pentru țara asta. Cei care au întins mâna unor copii înghețați. Știți ce înseamnă să-ți aducă în brațe? Deci eu am fost martor când unei mame, după sute de kilometri, i s-a desprins fetița din brațe ca să poată fi hrănită. Ea înțeles că e în siguranță. Era într-un corp însoțită de oameni. I se vorbea ucraineană. Femeia înțelesese. A început să urle ca un animal rănit. În urletul ei era Dumnezeu care a biruit împotriva războiului. Să ne înțelegem bine. Astea nu se negociază. Aici nu-i timp de fițe și de... O fi, n-o fie, propagandă de partid, e propagandă... Ușor. Ușor. Mai cu seamă, popoarele care am trecut prin asta trebuie să fie mult mai decenți în afirmarea noastră. Dumnezeu era acolo. L-am văzut, m-a pupat personal. L-am întrebat pe unul dintre copii din autocar, i-am zis, păi, dar tu, Igor, cum stați voi așa cum ești voi? Ce părinte... Noi prin cumințenie ne servim țara. Nu vrem să o facem de rușine. Nu era Dumnezeu în răspunsul copilului ăsta? Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Culmea este că au scos și ce era mai bun în noi. Știți? Ne-a obligat și pe noi să vedem că avem resurse mai mult decât credeam. Eu am învățat. Acum sunt lămurit. Nici un bogat nu o să se vrea vreodată sărac. Vă dau scris. Niciun sărac nu se vor avea mai sărac vreodată. Am spus-o și o repet, suntem prea săraci ca să mai avem și fițe. Iar când ne amenință ăștia, că se taie aia, pleacă aia, nu o să avem ușurel. Vă rog frumos să vă aduceți aminte. Măi, oameni buni, noi săraci am mai fost. Când ne-am îmbogățit, ne-a luat dracul pe toți. Când eram săraci, eram cu minți. Pasam peste gard, dintr-o parte... Săpunul Amo sau ce era în vremea numai rama. Acum rama e cancerigenă. Săpunul face mătreață. Adică ne-am ajuns, frate. Ce părere aveți despre preoții care ajută pe politicieni în campania electorală? Când te lasă poporul cu mâna întinsă, te duci către singurul om care poate să spună ceva. Nu-i judecați pe preoți pentru asta. Știți, la colectiv, când am ieșit în fața catedralei, el le-am zis, vreți o biserică fără politică? Da! Atunci nu ne mai dați pe mâna politicienilor. Ne umiliți. Voi sunteți cei care ne-ați lăsat cu cea mai proastă salarizare din țară. Sub noi, cred că mai au... Nu cred că mai este o categorie socială mai prost plătită de statul român decât preoții. Cu tot respectul, spun. Și nu-i vorba că, vai de mine, ce rău o ducem. Nu, o ducem exact cum ne îngăduie Dumnezeu. Pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre.
Băi, lumea să uite la aurul nostru, să-l dea Dumnezeu, să uite la colacii noștri, să-i ridicăm și pentru ei când o fi vremea, să uite la coliva noastră, să le dea Dumnezeu să asfalteze. Băi, dacă ne dădeau noi să asfaltăm cu colivă, cred că ne ieșea autostrada mai repede decât le-a lăsit. E drept că mirosea un pic acru, dar o rezolva. De când preotul trebuie să fie ciuca bătăie tuturor? Noi știm, când ne preoțim, când luăm reverenda pe noi, ne îngropăm. Știți? Ne mai rămâne fața, care să vestească și să fie luminată, ne rămân mâinile care să binecuvinteze și picioarele, atât. Prin care umblăm către Dumnezeu. Dar noi suntem niște morți. Problema e că lângă noi nu sunt morți nici soția noastră, nici copiii noștri. Copiii noștri nu sunt pistruiați. Țineți minte, în Roșcovan era acolo. Unde ai fost, mă? Ce faci, mă? Mă hrănesc cu aer să trăiți. Nu putem hrăni cu aer copiii noștri și nu cred că e păcatul lor că sunt copiii noștri. O societate normală are grijă și de partea spirituală și de oamenii care întrețin spiritualitatea. Deci când ajungem pe mâna politicienilor, de aici vine. Acum să vă spun ce e mai grav. Un popă care însoțește un politician sau un popă care bleastă un politician? Nu-i firesc să-i însoțești pe toți? Să spui bravo, Doamne ajută. Să vă ajute Dumnezeu. Eu în țară am experiență cam cu toate partidele, inclusiv cu unele uniuni democratice. Nu mă rușine să spun că asta și face să fii preot. Trebuie să fim echilibrați. Noi suntem obligați să ascultăm pe toți. Cum să pui tablă pe biserică când comunitatea, dacă strângi banii de la credincioși, ai pune două cuie, cel mult. Te duci la primăriță, îți zici să rămână doamnă. Eu nu pot. Eu nu pot, adică în sensul ăsta. Și te rog să te ajute. Și ea, săraca, face tot ce poate. Care e problema? Ce nu-i bine, acum primarii nu sunt politicieni, sunt administratori și sunt umiliții sistemului politic. Dar, în general, asta faci. Să dea Dumnezeu să avem noi politicieni cărora să le facem campanie electorală. Ce părere aveți despre acei politicieni care se bagă în treaba bisericii și doresc să conducă înșiși în biserică? Dacă vă referiți la domnul Becali, el nu mai este politician, da? Că el ne spunea cum să facem pictura, cum să vină clopotnița, adică sunt oameni simpatici. Eu mă distrez și le spun tot timpul, atenție, sunteți muritori. Faptul că vă pictăm ctitori în fundul bisericii nu înseamnă că sunteți ceva. O să-și aduc aminte lumea ca de boierii de altă dată, ca de... Dar atât. Mântuirea e personală, știți? Nu zicem, uite că asta merge la mântuire, uite că asta nu merge la mântuire și uite așa, nu. Fiecare, nu mergem pe străzi, pe CAP-uri, pe sate. Eu. Crezul, știți că n-a trebuit rostit cred într-unul Dumnezeu, ci eu cred într-unul Dumnezeu. A devenit cred într-unul când toți mai multe euri se pun de acord că ăla e crezul. Dar seara când ziceți crezul, încerca să spune eu cred într-unul Dumnezeu. Tatăl la tot țiitor. Știți că în timpul comunismului în România, un major a vrut să se retragă din conducerea marelui stat major și s-a hotărât să se călugărească. Așa a ajuns stareț la un moment dat. Și Ilie Ceaușescu, fratele deci așa să starșul. Nu se poate, nu. Cum să ieși din statul ăla? Ești cel mai pregătit. Dă-ne o dovadă, zi-ne ce vrei, de ce te retragi. Șeful ei zice, nu cred că vrei. Erau toți. Sala palatului era full. Zice, eu cred că nu vreți să știți de ce vrea. Bă, nu, lasă să spună. Citește, frate, declarația aia acolo, să știi de ce pleci. Și ăsta s-a uitat, zice, sigur vreți? Da, lasă, zici tu. Rezistăm noi. Bine. Și ăsta l-a. Cred într-unul Dumnezeu. Tată la tot țiitorul. A fost singura dată când s-a rostit crezul într-o ședință a Comitetului Executiv Politic al Armatei Române. Dar nu l-a oprit nimeni. A zis crezul până la amin. N-avem cum să știm ce e în sufletul omului. Eu vreau să vă întreb. Ce era la Ghiula fără Moise Nicoara? Care era politician, printre altele. Ce-ar fi fost... Știu eu, jumate din istoria noastră fără politicienii pe care avem. Nu acum. Să știți că în casa Senatului de la Budapesta, când se apărau drepturile românilor, o făceau ortodoxi și greco-catolici cu frică de Dumnezeu, nu doar cu iubire de neam. Când îl ai pe Dumnezeu de comandant, niciun fel de altă unitate nu se poate apropia de tine pentru a-ți fura fericirea. Domnul Leșe mi-a vândut
așa gratis, o propoziție cât 1000. Ce știi care e cea mai mare fericire? Nu. Ce să-L cauți pe Dumnezeu. Cea mai mare fericire e să-L cauți. Dacă oamenii îl caută pe Dumnezeu. Știți câți băieți deștepți de ăștia am văzut eu pocăindu-se după ce biserica i-a ajutat? Incredibil. E ca aia, se credeau Dumnezeu, locaș. Ușurel. Mai ales că, mergând des prin penitenciară din România, i-am văzut și. Există un mod al lui Dumnezeu de a ne smeri și de a ne împăca pe toți. Cum aș putea convinge pe fiul meu și pe nora mea creștină catolică să-și ducă fica la biserică să fie botezat? Fica lor la biserică să fie botezat. Da? E în fișa postului la noi. Asta cu convingerea celorlalți, nu cred că e pe fișa postului nostru. Convingător e Dumnezeu. Convingător. Noi trebuie să fim decenți și să vadă în chipul nostru și în atitudinea noastră frumusețea ortodoxiei. La ce să te stresezi? Dacă punem pe tricou, sunt ortodox, sunt net superior celorlalți, facem ceva, se împlinește ceva? Never ever. Sau nici. Niciodată. Hai să fim serioși. În urmă cu câțiva ani eram student, un pic mai mic decât preasfințitul, și în față la farmacia 24 în Sibiu, era un martor al lui Iehova, frate, deci predica la de... Mi-a plăcut moșul. E drept că era un zugraf care a căzut de pe schele și a rupt piciorul și așa a ajuns la martorul lui Iehova. Bă, da. Era convingător pentru o parte din oameni. Și eu m-am enervat, mi-a luat nou, ăsta aveam noi Biblia Stuttgartensia cu Biblia hebraică, cu Tora Nevimu Chetuvim în ebraică, că dacă l-a vorbea de Iehova să-i arăt că e Iahve, nu e Iehova, cum zice el, de-aia. Ăla nu știa citi. Mă duc o zi, mă bat a doua zi cu el, a treia zi, dă-i acolo. A treia zi s-a apropiat de mine un ortodox. Bă, copile, ești bun, dau o bere. Adică el era convins că i-a berit o bere. Aia era ortodoxia lui. Până când într-o duminică, în duminica aceea în care se vorbește despre dreptul Lazar, țineți minte, el merge în sânul lui Avram, bogatul pe partea elaltă, și spune acolo, îi spune bogatul e nemilostiv. Mai mult decât atât. Între noi și voi este o prăpastie de netrecut. Nu. Prăpastia aia de netrecut a umplut-o Hristos cu crucea Golgotei. Prăpastia aceea de netrecut a umplut-o Hristos cu crucea Golgotei. Atât. Restul, zicem, Doamne, era o rugăciune în ardeal. Doamne, Tu știi ce gândesc, nu vreau să Te cicălesc. Doamne, Tu știi ce ai de făcut pentru nepoata mea. Miluiește-ne pe noi, păcătoși. În urmă cu ceva ani eram, ca niciodată, eu nu sunt un foarte bun reparator prin casă. Soția, când mă duc să bat un cui, vine cu spirtul și cu pansamentul. Știe ce urmează? Îmi iese de fiecare dată. Pot să scriu pe cruce și-a vărsat sângele pentru cele 20 de cuie care le-a bătut vreodată. M-am primit misiune de la doamna mea să schimb becurile în casă, ceea ce, credeți-mă, pentru mine este un efort. Am pus. Care eram în pantalon, era foarte cald afară, deci nu eram în deplinătatea preoției, nu aveam pe mine toate straiele, nu aveam epitrahil, mânecuțe, nu aveam nimic pe mine. Știți că preoții nu dorm în veșminte acasă. Se asigurăm pe ăștia care spun că popii au veșminte, nu știu, chiar nu dormim. Nu, nici arhierei. Nici arhierei. Și la un moment dat, stând în casă și lucrând acolo, sună la ușă. M-a anunțat cineva că îi va veni o prietenă din Germania, bună colegă cu ea de serviciu, să-mi ceară, a cerut o adeverință de botez de la Biserica Ortodoxă Română ca să poată să se mărite cu un sas. Un neamț, de fapt. Nu, un german, un cetățean german. Și a zis că s-a dus la preotul paroh, ăla i-a cerut o sumă de schimbam becurile în toată catedrala. Șansa a fost că și greco-catolicul a cerut o sumă identică, deci n-am ieșit mai rău ca aia. Și a zis, bă, vină că-i dau eu un certificat de botez, dacă îi trebuie o hârtie, că doar asta îi trebuia. Am și găsit-o în catastife unde era, m-am dus, am pus ștampila, i-am pregătit certificatul de botez. Și a venit doamna, a venit și ăla, o sunat la ușă, eu în toată deplinătatea mea de sportiv al becurilor, i-am primit, bună ziua, mă iertați, zic de asta, da, nu-i nicio problemă, ne pare rău că v-am deranjat.
Zic, uitați, aveți aici certificatul de botez. I-am zis, uite, vă doresc o Biblie, pentru că intrați într-o biserică în care Biblia chiar se cunoaște. Vă rog, nu faceți rabat. N-am una în germană, care v-aș fi dat în germană. Cum sună, îți dau una în germană. Vă dau o Biblie în limba română, în speranța că o veți parcurge și chestia aceasta. Și mă duc către asta. Un tip de vârstă mea era. Nu erau foarte tineri. Zic, uitați, îi zic lui ăla, mi-a tradus fata în germană. Zic, uite, asta e o icoană a Maicii Domnului. Zic, știu că în biserica dumitale nu crezi în Maica Domnului, dar eu spun că femeia asta care te iubește îți va naște un copil. Pune-o, ascunde-o unde vrei, după dulap dacă vrei. Dar las-o pe Maica Domnului să-ți ajute fetița să crească mare. Ăla n-a zis nimic. În general, ați remarcat că nemții nu sunt foarte vorbitori. Și a tăcut, n-a zis nimic. A primit icoana. Eu mă așteptam să riposteze. Au plecat, i-am condus până la poartă, m-am întors în casă, m-am urcat pe scaun, am mai luat un bec căutând unde a trebuit pus. Mi-a luat cam mult. Sună iarăși la ușă. Mă, cine mă oprește pe mine din actul meu de tehnician al casei? Mă dau jos. Ei urmau să aibă nunta a doua zi într-un oraș din județul Sibiu, în biserica luterană. Ăla nu știa românește, să ne înțelegem bine. Sună, deschid ușa și l-am în fața mea pe cetățeanul german. Zic, măi, și-a uitat ceva. Zic, s-a întâmplat ceva și îmi spune, tu vreau să mă cununi. Tu vreau să mă cununi. Și a treia oară, tu vreau să... Zic, ok. Dar știi că zic, la noi e mai greu, că tu vreau să mă cununi. Ok. A lăsat becurile disperat. M-am îmbrăcat frumos și am împlinit toate cele necesare pentru că a doua zi să fie cununat. Pe prima fetiță o cheamă Maria. Pe băiețel îl cheamă Constantin. Icoana Maicii Domnului este la, în casa lor la mare cinste. Iar Biblia în limba română e mai citită decât Biblia în limba germană. Măi, oameni buni, surprindeți-L pe Dumnezeu cu bunătatea. Nu fiți căpoși. Știți cum e cu copiii noștri? Noi putem bate cu levierul că nu intră în modelul nostru. E mai drept, îi mai tăi un picior, îi mai scoatem un ochi. Fiți cuminți. Oricum, avem copii care îi merităm. Concentrați-vă un pic pe lucrurile cu adevărat importante din viața lor. Și credeți-mă, pentru nepoata dumneavoastră va veni vremea în care Dumnezeu o va îmbrățișa, că botezul e o îmbrățișare. Nu trebuie să vă faceți din asta supărare la casă, omului, să fiți țâfnos sau țâfnoase, să vă uitați la noră de sus. Și așa e ea săraca, faptul că știți românește, nu atât de bine ca ungurește, deja nu vă iubește. Sunt motive să vă certați, dacă vreți, dar purtați-vă liniștiți, calm. Piloții, când ajung la 11.000 de metri, să știți că nu sunt mai liniștiți decât la sol. Ei sunt tot timpul atenți la drum. Fiți cuminți, concentrați-vă. Nu e dificil, dar trebuie să învățăm. Unii comentează că, eu mai zic așa câteodată, că pare rău, dar locuiesc într-un oraș din Ardeal, în care pe acea stradă este prima biserică evanghelică, de fapt, din țară. Sfântul Ioan Botezătorul. Bunvii e catedrala ortodoxă. Lângă sunt maghiarii evanghelici. Mai încolo e biserica evanghelică, mai încolo e biserica catolică, meri în braț așa o țâră, e biserica greco-catolică și în capăt e sinagoga. Ce ar trebui să facem în Ardeal? Să ne scuipăm între noi? Să ne păruim pe stradă? Eu nu simt nevoia asta. Încă cu pastorul de la reformații maghiar sunt chiar foarte bun prieten. Și mi-e drag de el. Trebuie să urăsc ca să fiu creștin? Trebuie să scui pe crucea altuia ca să îmi preamăresc crucea lui Dumnezeu? Eu nu cred că e așa. Cred că, de fapt, fundamental este să fim buni. Când nora dumneavoastră va vedea că sunteți un bun ortodox, destins, iubitor, isteț, și care își iubește nepoata, nu vă faceți probleme. Direct în cristelnița popiu arunca. Nici nu zice, vine ea, disperată, ia-o, scufund-o odată. Știți că la noi, la ortodox, nu e greu să scufunzi, e cu storsul mai greu la sfârșit. Da? Ca să vedeți unde a luat o razna botez în ultima vreme, vin copiii ăștia care se informează numai de pe Google, că atâta... Și mi-aduc câte o sticlă de vin la botez. Eu îl beau înainte, toată,
În timp ce scufund sau după ce scufund? Îl beau cu ăla nou creștinatul. Păi cum? La ce îmi trebuie mie vin? Păi cum, părinte? Dar lampă, bă, e o linguriță, bă, e un vârf. Dar atât avem și noi, stați liniște. Vă sponsorizează Biserica Ortodoxă. Cu apă și cu vin vă dăm noi. Dar mai cu seamă ce vă dăm e mir și nemurirea. Vreau să știți lucrul acesta. Zilele acestea, la Festivalul Internațional de Documentare de la Sibiu Astra s-a derulat un film, cred că se cheamă Ultimul Cuvânt. E o producție belgiană, un pic propagandistică pentru eutanasiere. Și mi-am exprimat și eu părerea că din film lipsește un personaj fundamental, Dumnezeu. Soluția eutanasierii mi se pare soluția omului fără Dumnezeu, e dreptul lui, e necredința lui, nu poate să devină credința mea. Dar am învățat în seara aceea un lucru fundamental. O domnișoară din public mi-a spus, zice, părinte, dar nu v-ați uitat pe chipul lor când au aflat ziua în care mor? S-au liniștit, sau... Zic, domnișoară, e o pace, dar nu e pacea lui Hristos. Atunci mi-a dat seama când zice Mântuitorul, pacea mea vă dau vouă, nu cum dă lumea pace. Țineți minte că o zice Hristos la un dat. Le zice ucenicilor. Cred că mâine e în Evanghelie. Pacea mea vă dau vouă, nu cum dau oamenii pace. No, cum dă Hristos pacea? Vă spun. O rezolvă cu moartea din start. Una. Remarcați că ne naștem fără piese de schimb. E corect ce zic? Nu ne mai vin niște picioare de rezervă, niște dinți. Dinții, acum mai nou, văd că rezolvăm cu... Luăm de la cai morți și ne-i punem nou. Nu ne naștem cu certificat de garanție. Scrie data nașterii și nu zice, prin aceasta se certifică că va trăi atâta. N-avem, nu? Ce avem în schimb? Avem o moarte și o înviere cu Hristos. O moarte și o înviere cu Hristos. O moarte și rămânem candidați la înviere cu Hristos. Frica de moarte este o prostie pentru un creștin. Noi am murit deja. Noi am murit deja. Ce ne-a dăruit Hristos este nemurirea noastră. De aceea le spun tot timpul la nuntă mirilor că cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care mireasa o face către mirele său și mirele către mireasa sa este tu n-ai să mori niciodată. Știți vreo declarație mai frumoasă către copii? Să vă luați copiii în brațe să ziceți, păi tu n-ai să mori niciodată. O declarație mai frumoasă pentru părinți când sunt bolnavi și neputincioși și miros a frică și a moarte, să iei în brațe să le spui, băi, nu te mai suportă nimeni de pe secția de boală. Miroși, ești stors, dar n-ai să mori niciodată. Și o declarație mai frumoasă dinaintea celui care te urăște și te-ar călca în picioare, te-ar zdrobi tu să te întorci să zici, în ciuda faptului că mă urăști, eu te iubesc și îți spun că n-ai să mori niciodată. Știți ceva mai important decât asta? Dușmanul care ți-ar lua gâtul, te-ar călca în picioare, ți-au ieșit ție părădăicile mai bune decât ale lui. Tu să-i spui, despacito. Tu n-ai să mor niciodată. Și asta doar pentru că eu te iubesc. Ceea ce ține în funcțiune lumea e capacitatea de a ne spune unii altora, tu n-ai să mori niciodată. Am primit un mesaj de la un primar din Ucraina care vorbea ghinii românești. După ce au ajuns ajutoarele acolo, cred că am făcut autostradă Sibiu-Kiev din Saltele. Deci eu sunt atât de bucuros. Gândiți-vă câți oameni s-au odihnit de oboseala drumului lor lung și de tristețe. Și îmi zici, și de jos șapca, n-am sălit pe omul ăla cât trăiesc eu. Înregistrarea există. Nu o să o dăm public niciodată. Și a dat jos șapca de pe cap și zice, vă rugăm să ne iertați că v-am deranjat cu necazul nostru. Vă rugăm să ne iertați că v-am deranjat cu necazul nostru. Și vă mulțumim că ați împărțit sărăcia cu noi. Păi, oameni buni, noi săraci am mai fost. Dar nu o să murim niciodată. Asta nu o să ne ia nimeni. Sigur, nu o să avem toți palate.
Slavă Domnului! Vă dați seama cât costă acum un palat la curent electric? Nu o să avem toți mașini de-alea, bengoasele, alea care intră cu 240 de km în stâlp, nu cu 100. Nu o să avem copii neapărat absolvenți de nu știu ce universități. Măi, oameni buni! Dar avem de partea noastră nemurirea. Vă dați seama ce înseamnă asta? Să ții soția seara în brate să-i spui te iubesc atât de mult încât n-ai să mori niciodată. Oricât de lungă ar fi noaptea, oricât de grea, oricât de dificil ar fi ziua de mâine. Sunt lângă tine și n-ai să mori niciodată. Oricât de grav ar fi sărăcia, oricât de greu e lucrul în care ne zbatem acum, oricât de dificilă e clipa prin care trecem. Suntem împreună și n-o să murim niciodată. Restul e minciuna în care ne zbatem. Vă rog frumos, nu vă mai lăsați mințiți. În seara asta stabilim un adevăr inalienabil. Noi n-o să murim niciodată. Și asta pentru că am murit și am înviat. Am murit și am înviat. Am murit și am rămas candidați la înviere. Nu înseamnă că cine nu-i cu noi e împotriva noastră. Îi dorim succes să fie nemuritor. O să ne mirăm de câți oameni pe care credem că nu au ce căuta în rai, o să-i vedem în rai, cum s-ar putea să ne mirăm să constatăm în iad oameni care nu credeam că sunt în iad. Știți povestea aia cu care e teribilă, care la un dat unul de ăsta supăre vlavios, e luat dus în rai și zice Dumnezeu, și mergi pe vârful. Ce, de ce? Aici sunt catolicii care cred că numai ei sunt în rai. Ce? Iar mai mergi, dar de ce aici? Mergi pe vârful aici, sunt protestanții care cred că numai ei sunt în rai. Și acum, continuă să mergi pe vârful, de ortodoxi, nu cred că și tu poți fi lângă ei în rai. Fiți atenți. În rai nu se tropăie. Bădărănia n-are ce căuta în ortodoxie. Este o poveste și cu asta închei, că se face târziu. Iertați-mă. M-am întins că îmi place, asta e adevărat. La un moment dat, se spune, există o poveste pe care eu o repet totdeauna ca să-mi interes propria mea liniște. Nu știu cum să zic. Mă întreabă foarte des oamenii cum să se roage. Și mi-am adus aminte, există o poveste. Este franțuzească, dar na, se potrivește și la noi. Se spune că într-un târg franțuzesc, odată mai de mult, așa la o vreme, s-a ivit un domn pe care îl chema Simon și care în fiecare zi intra în biserica din centrul orașului. Catolică, bineînțeles. Și cum intra el înăuntru, nenea asta, paraclisierul, când l-a văzut, a zis, merge la Monsieur Curé, cum se zice în franceză, la paroc și îi spune, zice, Monsieur Curé, ăsta sigur e un hoț. Subliniez, încă n-a ajuns să români în Franța, da? Zice, ăsta e un hoț, că uite cum vine, vine un pic, stă și fuge. Vine un pic, stă și fuge. Se uită într-o direcție, stă și... Vine parohul, foarte sobru. Zice, bonjour, Simon, bonjour. Un per. Ce cauți aici? Ce? Mă rog. Păi cum te rogi, băi frate, că n-a pus să zici un angelus aici, un... Ave Maria, zice, că stai, pac, bași genunchiul și pleci. Zice, Monseniore, zice, eu intru în biserică și zic numai atât. Că zice, sunt un om ocupat, îmi cresc copii. Și cum zici? Intru în biserică și zic, bonjour, Jésus, c'est moi, Simon. Bună ziua, Iisus, sunt eu, Simon. Băi, la, hai băi, lasă, că asta nu-i rugăciune, frate. Trebuie un acatist, un paracrist. Cântat vatopedin, dacă nu. Fii serios, nu se poate. De azi nu mai e ce căuta în biserică, că tu sigur vrei să furi ceva de aici. Bun. Simon, săracul, ajunge pe treptele bisericii, în fiecare zi, la ora 12, se pune pe treptele din fața catedralei și spune în continuare, bonjour, Jésus, c'est moi, Simon. Trec ani, Monsieur Curé dă și el colțul ca toți muritorii. Simon se îmbolnăvește și ajunge într-un spital unde preotul paroh tânăr și simpatic îl iubește foarte tare pentru că îl aude pe Simon cum în fiecare zi, la ora 12, merge în mica capelă din spital și zice, bonjour, Jésus, c'est moi, Simon. Acum, pe măsură ce trecea timpul și îmbătrânea, s-a scurtat drumul. Era pe coridor, apoi la ușă, apoi în pat abia se ridica în capul oaselor și spunea, bonjour, Jésus, c'est moi, Simon. Toți râdeau pe asta, nu-i rugăciunea, dar servus piștii, cam așa, numere. El, la un moment dat,
Vine ziua Învierii, Simon moare, preotul merge la ora 12 să citească o rugăciune, o litanie pentru morți, îl așează pe Simon în pat, îl îmbelește și se apucă să zică rugăciunea. Când bate clopotul de 12, zice preotul către cei care au acolo, iată, este 12 și Simon nu se mai ridică să-l salute pe Iisus. Dintr-o dată, camera lui de spital se umple de lumină și se aude: Bonjour, Simon. C'est moi, Jésus. Bună ziua, Simon. Sunt eu, Iisus. Vă rog, fiți fideli întâlnirii cu Hristos și Hristos nu va lipsi niciodată la întâlnirea cu noi. Am curaj să pun jos toți banii pe care nu-i voi câștiga. Ochii țintă la Hristos. Are nevoie de noi. E o vreme grea. Și ultima poveste în seara asta. Undeva în munții Alpi, frig, americanii care se întorceau din bombardarea unei părți din Paris, scapă bombele, că nu puteau să treacă marea cu ei, și scapă bombele peste niște așezări rurale neînsemnate, nu, niște victime colaterale ale războiului. Pac, și cad pe o biserică veche, în care exista o statuie din secolul III, cu Hristos binecuvântând cu mâinile, așa cum binecuvântează Vlădica la liturghie, cu amândouă mâinile, după modelul Mântuitorului Hristos care se înalță la cer. Mă, hai că acoperișul faci, dregi și podina, deși văd că e mai greu să cumperi și covoare câteodată, dar cumperi și podeaua, faci. Păi, dar de unde luăm că din toată statuia mâinile au căzut? De unde luăm mâinile, frate? Că era dintr-un lemn de abanos de secolul IV. Se zdrobiseră. Rămăsese un Hristos fără mâini. Așa. Păi ce să face? Au dat ei sfoara în țară. Au venit americanii după război să facă măsurători. Să nu aveau de unde. Nu să mai pui. Nu mai puteai restaura. Asta aproape că s-o obișnuiseră. Bătrânii de pe voi erau supărați. Ne-a murit Dumnezeu care îi binecuvânta acolo. Până într-o dimineață în care doamna care avea grijă de biserică face curățenie, foarte grijulie, eu tot zic mamei că era rudă cu ea, că ștergea tot, a sters acolo și face ochii mari și trage clopoțelul, atenționează pe preot. Părinte, părinte, haideți repede, haideți repede. Fine. Și ce s-a întâmplat? Avem răspuns de la Dumnezeu însuși ce avem de făcut pentru statuie. E, da, fine, ăla se uită, într-adevăr așa era. Trage clopotul, vine comunitatea și le zice, nu vă mai spun nimic. Citiți ce scrie. Știți ce scria pe statuie? Fiți voi mâinile mele. Fiți voi mâinile lui Iisus. Nu vă temeți. Mult pot puținii buni împreună. De aceea nu cred în mulțimi, nu cred în voturi exagerate, în demonocrații impuse. Fiți voi mâinile lui Iisus Hristos. Dacă din bucata de pită aveți de hrănit un om și un câine, știți povestea, nu? Câinele te recunoaște și îți latră cu mulțumire. Ajutați când nu primiți recunoștință. Trebuie să știți. Cei mai buni aliați ai noștri pentru mântuire sunt dușmanii care au dreptate. Mergeți înainte. Fruntea sus. Nu vă temeți. Fiți mâinile lui Iisus Hristos. Și să nu uitați nicio clipă. În mijlocul bisericii e un izvor uriaș de iertare. Atât. Mulțumesc. Cred că, într-adevăr, seara aceasta a meritat toți banii, ca să spunem în Duhul Părintelui Constantin, pentru că am văzut că v-a plăcut. Și, într-adevăr, Părintele are și o prospețime, are și cuvinte, are și experiență și multe întâmplări din viață și știință ca să ne spună despre frumusețea Ortodoxiei și sunt sigur că aici în sală nu sunt doar ortodoxi, cred că mai sunt și de alte confesiuni și am văzut cu toții că Ortodoxia nu face diferențe, că îi cuprinde pe toți, că îl aduce pe Dumnezeu în inimile noastre care se reverse pace acolo, ca să putem să fim mai aproape de frații noștri, să-i ajutăm atunci când au nevoie, să-i încurajăm cu un cuvânt, nici nu vă dați seama ce mult înseamnă, oricum îi mulțumim Părintelui pentru toate,
mai înainte de a trece la partea a doua, care o să presupună un mic concert de cântări bisericești oferit de grupul Psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului, o să vă rog, pentru că au fost doar câteva întrebări interesante, Părintele a răspuns maiastru la fiecare dintre ele, că sunteți totuși mulți în sală. Poate dintre dumneavoastră unii veți mai avea vreo întrebare de pus prin viu grai, deși știu de la conferințele care se făceau la Facultatea de Teologie din Sibiu, că Părintele de acolo a venit, spunem că începuturile întrale teologiei, atât cât am putut noi să le pricepem la vârsta și la vremea aceea, ni le-am făcut acolo împreună și era greu la conferințe să-ți găsești curaj sau să-ți găsești o întrebare care să fie și isteață, să nu te faci de rușine, să nu râdă ceilalți, să, mă rog, să-ți răspundă conferențiarul. Dar poate că dintre dumneavoastră mai sunt oameni care vor să pună o întrebare prin viu grai Părintelui. Profitați, e prima dată la noi, la Românii din Ungaria, prima dată la Michelei. Mă bucur că a avut un astfel de public, am văzut că și Părintele și-a deschis inima și s-a simțit foarte bine, mai ales că ne-a povestit și despre rudeniile sale care au ajuns la Budapesta, bunica sa, nu? Și care a rămas recunoscătoare pentru că printr-un român, un ungur, i-a salvat viața. Și această, să spunem, deschidere față de aproapele, acest îndemn și puterea de iertare care ne vine din biserică și această deschidere spre bunătate față de ceilalți oameni, cred că contează enorm. Deci dacă aveți vreo întrebare, Părintele încă este aici, vă rog să profitați. Dar, acum pun eu o întrebare. Nu-i mai bună seara așa decât una la televizor? Bă, oameni buni, vă rog eu frumos, se apropie oricum postul Crăciunului. Puneți mâna pe saltire și pe acatistul Maicii Domnului și pe Părintele. Credeți-mă, și Ungaria și România au nevoie de rugăciune mai mult decât de știri. Vă dau scris. Stați aproape de Iisus acolo. Lipiți-vă. Stați lichiți. Nu vă lăsați. Eu îi mulțumesc Preasfințitului că mi-a găduit astăzi să fiu aici. Eu am mai trecut prin 95 prin Michele și în capăt erau băieții de la poliție. Foarte obraznici cu mașina în care eram. Până a ieșit o doamnă în vârstă. Nu știu cum o chema. A ieșit foarte destinsă și mi-a zis, Părinche, ți-or zborghit urât? Nu, las că o rezolv eu. S-a dus doamna, nu știu ce le-a zis, că ea amândoi s-au înroșit. Am intrat înapoi și am plecat. Meri în pace, Părinte. Așa că datorez inclusiv faptul... Eu nu conduc mașină, cred dar șoferul meu... Cred că era Ardeleancă. Nu era Michelecă. Nu era de Michelecă. Dar simpatică foc. Vreau să vă zic că lucrurile astea mici fac omenia mare. Să nu vă închipuiți că e altfel. Noi credem că trebuie să facem să înflorească livezile ca să avem o livadă înflorită. Nu, nu. Noi trebuie doar să purtăm de grijă ca livezile să nu fie mâncate de vierni. Fiți cu minți. Nu luați mai mult decât puteți purta. Nu putem purta crucea altora, vă dau scris. Dar putem să o purtăm pe a noastră cu demnitate. Fie că e o cruce politică, fie că e o cruce comunitară, fie că e o cruce arhierească, să zicem. Toți avem, ne naștem cu o misiune, slavă Domnului, și murim când ea se împlinește. Nu murim nici înainte, nici după. Așa că, a zice și eu în limba latină, elere. Da? Fără frică. Mergeți înainte și ușor, respirați, respirați. Eu văd diferența între satul pe care îl știu eu și Michelegiul de astăzi. Doamna primar, să le mulțumiți oamenilor că muncesc așa frumos și vă mulțumesc că eu crotiți. Credeți că n-am văzut cum aveți sateliți artificiali toți prin curte? Știu. Credeți că nu știu cât costă la ghiula roșie de castraveți? Îți băiat care știe lucrurile astea. Vă felicit că ați muncit pentru ce sunteți. Și să știți, nimic nu mai e de preț decât crăpăturile din palmă, când ele sunt crăpături de la muncă. Să nu vă rușinați vreodată. Și să dați slavă lui Dumnezeu că v-a dat un pământ bun și v-a dat prin minte să construiți sateliți artificiali care, nu-i așa, urcă roșiile de pe pământ la cer. Și să nu vă temeți niciodată că Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu care dă doar vânt și ploaie. Dă și oameni care să ne ajute și bun simț și ce altă toată.